Pedro, urmează trei jocuri de foc. Începeți cu Dinamo, continuați cu echipa din Europa League și terminați cu CFR Cluj. Da, sunt trei meciuri foarte importante pentru noi. Asta e cel mai important, următor, că cu Dinamo. Vrem să câștigăm meciul ăsta, să continuăm în fruntaș la clasament, în fruntea clasamentului. Și numai după asta începem să ne gândim la celălalt. Asta e cel mai important. Bateți Dinamo? Toată Oltenia își dorește asta. Da, toată Oltenia. Noi, cred că toată lumea. Asta e dorința cel mai mare, că, cum am zis, fiecare meci e un meci. Și asta e următorul și vrem să le câștigăm. Bateți și pe Nepa? Cum am zis înainte, hai să ne gândim prim la Dinamo și după să ne gândim la Dnepru. Normal că vrem să stăm bine în toate competițiile, dar știm că e foarte greu să joci din 3 în 3 zile, să stai în toate, mai vine și Cupa România, dar dorința noastră e să fim cât mai bine în toate cele 3 competiții. Ajungeți din nou în Portugalia, acasă la tine. Da, a fost... Bine, pentru mine tot timpul e bine că am oportunitate să merg acasă, să-mi văd familie și prieteni. Și dacă o să fie ca data trecută, dacă ne întoarcem cu victoria, mult mai bine. Ai făcut fericit pe fratele tău. Da, foarte. Nu numai pe frate, pe toată lumea. Toată lumea a fost lângă noi. N-au dat sprijinul ei și... Am fost foarte fericit că am reușit să câștigăm un meci foarte, foarte important pentru istoria clubului. Ce faceți? Că Steaua a pus ochii pe jucătorii voștri. După ce a luat pe Chiriche și pe Maxim, pe Pintilie, acum vrea să-l ia și pe... Da, asta înseamnă că avem o echipă valoroasă, cu jucători valoroși. Și foarte bine că au interes echipele mari pentru jucătorii noștri. Asta înseamnă că nu degeaba am rămas noi pe locul 2, am fost vicecampion și mai departe acum am ajuns și în grupele Europa League. Peric, când vezi în tricou echipei naționale la România? Cine știe, asta nu îmi zice mie respect, asta e altceva, sunt alte persoane care trebuie să iau deciziile, dar... Cine știe dacă e dorința lui și dorința persoanele respective? Cine știe? Tu ai îmbrăcat tricou echipa națională a României? Cine știe? Nu se știe. Asta e o întrebare că nu depinde de noi. Normal că noi ne dorim cât cel mai bine și să reprezinți o națională e tot timpul vârful o carieră de un jucător, să poți să joci meciuri internaționale, dar nu depinde de noi. Actura mi-a fost vreodată? Nu. N-a fost la prima dată.